doamnilor, pentru poate cea mai importantă parte a emisiunii. Suntem într-un cadru feric aici la Cereșul Sălbatic, în dreptul unui altar de flori, aici unde mirii noștri or să-și spună jurămintele și unde, evident, ofițerul stării civile va veni și o să le pună marea întrebare. O invit alături de noi pe doamna Georgeta Neagu, ofițerul stării civile. Bună ziua, doamna Neagu! Bună seara, de fapt, că s-a făcut seara de când toți suntem în direct. Știu că o să-i ajutați, pentru că au foarte mari emoții, dar ați făcut asta de nenumărate ori, așa că pentru dumneavoastră este floare la ureche, pentru ei o să fie un pic mai dificil. Bun, înainte de întrebarea cu da sau nu, mirii noștri v-au pregătit un moment special. Știți că îi tot bat la cap de câteva zile să-și scrie jurămintele, să le învețe, să creeze un moment unic pe care să-l rememoreze o viață întreagă. Așa că momentul acela a venit. Sper că sunt pregătiți. Cu siguranță au o mie de emoții pentru că vă văd aici alături de lor, de ei. O să începem cu Andreea și Marian. Dragilor, haideți! Puteți să-i primiți cu aplauze. Veniți aici. Sunteți pregătiți? Da. Hai. Chiar dacă acum am emoții mari și cred că am uitat tot. Mireasa mea, de astăzi vei fi soția mea și acolo a trecut și tata. Îmi doresc să avem o familie frumoasă. Familia noastră suntem noi doi de astăzi. Te iubesc mult, voi fi mereu alături de tine. Orice problemă vei avea în viață, voi fi acolo. Să știi, să nu-ți faci niciodată nicio problemă. La bine și la greu vom fi împreună. De astăzi începem pe drumul nostru. Mi-am uitat toate cuvintele. Asta vreau să știi, te iubesc și te voi iubi mereu. Te iubesc. Promit să te iubesc și să te respect necondiționat. Indiferent de cum ne va purta viața peste ani, o să trecem peste orice greutate care o să apară cu bine împreună. Acum simt ce înseamnă iubirea, pentru că până acum n-am iubit niciodată și tu ești primul cel pe care îl iubesc și sunt foarte fericită că sunt lângă tine pentru toată viața. Te iubesc. Te iubesc. Sunteți pregătiți? Da. Da. Doamna Neagu? Armele sunt la dumneavoastră acum. Succes! Mulțumim! Domnule Buda Marian Pavel, de bunăvoie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe domnișoara grădinarul Daniela Andreea Ecaterina? Da! Domnișoara grădinaru Daniela Andreea Ecaterina, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe domnul Buda Marian Pavel? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut următoarele dispoziții din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea lor, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice și sociale, încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Felicitări, dragilor, Casă de Piatră. Marian, ia-ți nevasta și de acolo lângă familia ta, pentru că ne pregătim pentru următorul cuplu care o să jure prima dată, o să jure iubirea unul altuia. Așa că, Ana, Bogdan, vă rog, cu aplauze să-i primim. Eha.
Aici este locul pentru jurămintele voastre. Of, 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 ce frumos e, nu? Pot să pun asta jos? Dacă vrei, ți-l țin eu. Ah, mulțumesc. Nu de altă. Uf. Încep tu? Încep eu? Bun, încep eu. De la bun început am știut la ce fel de reality show vin, dar nici o clipă nu m-am gândit că voi ajunge să mă îndrăgostesc, să iubesc și mai ales să mă căsătoresc în așa scurt timp. Sau cel puțin, nu știu, o facem imediat. Am găsit fata care mă scoate din sărite. Eu și cu bune și cu rele, cu cel mai frumos zâmbet, cu un suflet cum rar am mai întâlnit și care chiar cred că este capabilă să mă iubească necondiționat. Sper că la cea mai importantă întrebare din viața noastră să ai un singur răspuns, care să înceapă cu litera D și să termine cu litera A. Te iubesc și sper din tot sufletul să fii nevasta mea. Și te iubesc. Of. Of. Ușor. Ușor. Nici nu știu cu ce să încep. Încă nu realizez că-s aici, în fața ta, ținându-te de mână, îmbrăcată în rochie de mireasă. Cea mai frumoasă rochie de mireasă. Gândindu-mă că o să spun din toată inima mea da. Da pentru un viitor frumos împreună. Da pentru diminețile împreună. Da și la bine și la greu. Da, domnule Bacnev. Da, viitoarea. Te voi sprijini atunci când o să ai nevoie și te voi îndruma ținându-te de mână alături de tine. Da, pot spune din toată inima că te iubesc și că am ales un bărbat, un soț, tatăl copiilor noștri. Sincer, atent, sensibil, un om cu un suflet inocent și cel mai important, un om curajos. Și asta spune multe. Ce să mai... Un nebun care mă completează frumos. Doi nebuni și o iubire. Noi suntem iubire. Te iubesc. Și eu te iubesc. Aha. Ai scris mult, ha? Ana, ai scris. Îți ofer acest buchet și o invit pe doamna Neagu la partea oficială. Bogdan, îți țin pumnii. Bună. Bine v-am găsit. Domnule Bahnev Bogdan Petru, de bunăvoie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe domnișoara Lăpuștea Ana Maria Felicia? Da. Ce rapid ai fost. Ai fost rapid. Domnișoara Lăpuștea Ana Maria Felicia, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe domnul Bahnev Bogdan Petru? Da. Da, emoții. Pe ultima. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut următoarele dispoziții din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Ce-ai făcut, Machi? Te-ai însurat? Aplauze pentru familia Bahnev. Ia-ți mireasa, ia-ți nevasta și hai să te așezi aici. Și îi invit chiar acum pentru jurăminte și apoi pentru partea oficială pe Maria și Liviu. Te-ai însurat, Machi? În aplauzele voastre, firește. Mm-hmm.
Bine ați venit în fața altarului. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Vă rog, vă așezați unul în fața celuilalt și vă spuneți vorbe frumoase. Nici nu vine să cred. Și mie. Dar a venit momentul ca pentru prima dată să spun da din tot sufletul meu. Și înainte de a face acest pas, vreau să te asigur că am să te iubesc o viață și dincolo de ea. Tu ești femeia care mă face să privesc cu încredere spre viitor, care îmi dă putere atunci când mă simt slab. Tu mă faci să-mi depășesc toate limitele. Am să te iubesc în zilele cu soare, bineînțeles, dar și în cele norate. Și am să te țin de mână când vom trece prin cele mai mari furtuni. Te iubesc, soția mea, așa cum n-am iubit pe nimeni niciodată. Te iubesc. Dragul meu, Liviu, dragul meu iubit, Liviu Olteanu, de azi pășim la drum ca o familie. De azi nu mai există tu și eu, de azi o să fim noi. Ai demonstrat mereu că știi să lupți pentru iubirea mea ca un adevărat erou. Ai fost acolo să mă ridici când simțeam că sunt la pământ. Ești un bărbat care ar face orice pentru femeia de lângă el. Îți promit să te iubesc toată viața mea. O să fiu lângă tine și la bine și la greu. Îmi mulțumesc lui Dumnezeu că te-a dus în calea mea. Acum cu tine de mână totul prinde contur. Te iubesc enorm. Și ne așteaptă o viață plină de surprize, iubire. Și eu zic că s-o trăim din plin în doi. Noi, familia Olteanu, te iubesc. Și eu te iubesc. Mulțumesc frumos. Doamna Neagu, intrați dumneavoastră acum. Bună ziua. Începem? Începem. Domnule Olteanu Ionuț Liviu, de bună voie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe domnișoara Roman Maria Bogdana? Da, da. Domnișoara Roman Maria Bogdana, de bună voie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe domnul Olteanu Ionuț Liviu? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut următoarele dispoziții din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Mulțumesc! Familia Olteanu, aplauze! Haideți aici, vă rog, ia-ți nevasta și treci să te așezi aici. Mulțumim, doamna Neagu. O să îi chemați să dea cu subsemnatul, nu? Adică nu pleacă fără act de aici. Mai aveți o tură, o formalitate mică. I-ați vrut în acest moment alături de cuplurile care deja s-au căsătorit, pentru că dacă am fi avut la timp un act, probabil acum vom fi avut a patra căsătorie în casa Mireasa. Dar nu ne împiedică un act ca să îi vedeți aici, să le fiți alături. Așa că o să invit acum pentru a-și jura iubire pe Isabela și Blaze. Chiar.
Curaj! Mătatea mea nebună, prințesa mea, regina mea, soția mea, mireasa vieții mele, ești tot ce mi-am dorit. Nu știu unde duce drumul meu, dar merg mai bine când țin de mână pe tine. Vreau să știi că te iubesc foarte mult, la bine și la greu. Și m-am dragostit cu tine cum ești tu, frumoasă, inteligentă, impulsiv, calm. Real și vreau să fiu cu tine pe viață. Te iubesc. Foarte iubesc. Eu am început tot cu jumătatea mea nebună, să știi. Da. 90 de secunde nu sunt suficiente pentru a-ți spune cât de mult însemni tu pentru mine. Îți sunt recunoscătoare pentru că mi-ai dăruit timpul tău și pentru că mi-ai rămas alături în pofida tuturor obstacolelor pe care le-am întâmpinat și am trecut peste ele. Mi-aș dori să te pot vedea prin ochii mei și cred că atunci ai înțelege cam cât de tare te pot iubi și diviniza și idolatriza și ce vrei tu. Și chiar mă văd îmbătrânind alături de tine și de prichindeii noștri, evident. Și te iubesc. O grămadă de grămezi sau câte grămadă. A ta, pentru totdeauna, jumătate nebună. Da. Aplauze pentru familia Opata. Sunteți o familie, chiar dacă nu a fost așa în mod oficial, voi sunteți o familie. Așa că o să vă rog, pleziați nevasta, spun și ție. Așa. Doamne. Cum sunteți? Hai, spuneți-mi. Căsătoriți, da. Emoționați, a trecut. Ți-au trecut emoțiile, gata, te-ai relaxat, ești bărbat însurat, nu? Nu mai ai nicio grijă. Acolo, toate bune? Da. Da? Masa, cum e aia? Masa, dansul și darul vor fi înăuntru, dar evident că adevărata petrecere va fi în momentul în care o să vă adunați familia, prietenii, cu toții, exact. Acum nu vă urmăresc decât câteva milioane de oameni, atât. În rest, nu știu, în rest sunt rudele voastre care n-au ajuns la căsătorie.